Bun găsit, sunt dezbateri destul de lungi în Parlamentul României referitor la cele mai importante măsuri privind veniturile românilor, pentru că se discute, se dezbate și urmează să fie aprobată această lege a bugetului. Printre cele mai importante măsuri sunt și cele legate de salarii, pensii. Aș vrea să discut despre toate acestea cu ministrul Muncii Marius Budei alături de noi. Domnule ministru, aș vrea să vă întreb care sunt cele mai importante măsuri referitor la pensiile românilor în primul rând, care sunt și bugetate în acest proiect. Iată că, așa cum am spus în enumărate rânduri, se vor vedea sumele de bani în buget, se vor vedea actele normative, care o parte din ele sunt deja aprobate în guvern, o parte din ele vor fi aprobate, mă refer la legea bugetului, deci la legea bugetului asigurărilor sociale. În aceste zile se dezbate intens, așa cum ați spus dumneavoastră, în comisiile parlamentare, unele avizatoare, unele de raport, și vom avea și dezbaterile din plen. Bucuria mea este că tot ceea ce s-a decis în coaliția politică, sumele respective, cu toții am lucrat și am bugetat aceste sume, se regăsesc în buget, nu există la acest moment niciun pericol pentru anul următor ca absolut toate măsurile decise de coaliția politică să nu înceapă implementarea lor, inclusiv începând cu data de 1 ianuarie. Suntem în postura în care, începând de astăzi, la Casa Națională de Pensii Publice, practic suntem pe ultima 100 de metri și începem imediat tipărirea cupoanelor pentru luna ianuarie, acolo unde se vor regăsi și noile cuantum ale pensiilor, dar și contravaloarea și sumele menținute și trecute în cuponul de pensie, așa cum au fost decise de coaliție în pachetul Sprijin pentru România în continuare și pentru anul 2023. 12,5% în plus la punctul de pensie. Este, așa cum am explicat foarte clar, o majorare de valoare de punct de pensie similară pentru toți cei pe contributivitate, după care majorările suplimentare diferențiate de venituri vin pentru categoriile vulnerabile din două motive. Odată inflația și odată creșterea valorii punctului de pensie. Am preferat să creștem pragul, de exemplu, de la 1500 de lei la 1700 pentru acele vouchere pentru alimente, pentru a nu exclude pe nimeni din această măsură, din contră să introducem mai multe persoane, dar și dacă în acest an 2022 toate măsurile de sprijin s-au dat până la concurența veniturilor de 2000 de lei, iată că în anul 2023 vor fi acordate până la concurența sumei de 3000 de lei. Toate aceste lucruri și sprijinul pentru plata energiei și alimentele și aceste măsuri vin în sprijinul categoriei vulnerabile, vin în sprijinul cetățenilor români. Nu este o perioadă ușoară pentru întreaga omenire, dar mai ales pentru noi, care în plus avem și un război nedrept la graniță. Suntem țara din Uniunea Europeană care are cea mai lungă graniță cu Ucraina în acest moment. Și suntem, cum am spus, în dinamica aplicării acestor măsuri, astfel încât să nu avem absolut nicio întârziere. Deci, de anul următor se primesc și majorarea pe punct de pensie și acele ajutoare pentru pensionari, dar aș vrea să vă întreb și cu alocațiile cum rămâne, că a fost discutat și un amendament la 300 de lei majorare. Toate cele ce s-au spus în programul de guvernare și în decizia coaliției, toate sunt puse în aplicare și vor fi implementate începând cu 1 ianuarie. Nu avem nicio formă de regres aici sau nu avem niciun pericol de a nu implementa, inclusiv a 13-a indemnizație pentru persoanele cu dizabilități, inclusiv majorările de alocații. Ce vreau să vă spun? Că noi, coaliția politică, ne menținem extrem de modești și nu ne lăudăm cu aceste măsuri, nu facem decât să le precizăm, să le facem cunoscute publicului și vă mulțumim dumneavoastră presie că ne dați posibilitatea aceasta și închei prin a spune că nu ne lăudăm. Despre acel amendament, eu am un crez și cred că așa este și normal și legal, Parlamentul este suveran, Parlamentul decide, iar executivul, noi, executăm. Nu pot să nu observ că acel amendament a fost depus de cineva care la un moment dat a fost ministru în România și care tocmai acest lucru a refuzat copiilor majorările de alocații. Nu pot să nu observ acest lucru, dar repet, eu am mai fost în această postură când, tot în calitate de ministru în 2018, a trecut acel amendament cu dublarea alocațiilor, imediat, în aceeași zi am găsit și soluția, am amendat bugetul în astfel încât să găsim impactul bugetar necesar majorării și am rezolvat problema. Când le-a venit rândul altor colegi de-a noștri, de dreapta, trebuie să o spun,
nu au făcut același lucru și au încercat să-i păcălească pe părinți și pe copii cu un calendar care ulterior nu a mai fost respectat. Nici măcar calendarul lor nu și l-au respectat. Dar acum, având în vedere toate calculele, cum arată această majorare a coaliției? Rămâne acel prag despre care amintați și dumneavoastră, 274 de lei? Nu, rămâne ceea ce Parlamentul Suveran decide și o spun cu toată seriozitatea. Rămâne ceea ce Parlamentul Suveran decizie. Noi am avut o decizie în coaliție, acea decizie din coaliție se regăsește în bugetul pe anul 2023, toate sumele sunt cuprinse în acel buget, însă Parlamentul este suveran, știm cu toții. Deci așteptăm votul final pe buget ca să vedem și toate măsurile. Vă mulțumesc, domnule ministru. Noi urmărim în continuare aceste dezbateri. Janina Vatkovici, doamnelor și domnilor, mulțumim și ție pentru acest interviu cu ministrul Marius Budăi. Așadar, în câteva zile vom ști clar la ce ne așteptăm în perioada imediat următoare. Domnul Budăi reprezintă coaliția de guvernare. Haideți dacă opoziția crede că se mai poate schimba ceva, domnule Andrușceac, ce spuneți? Să reprezentați AUR, partidul George Simion, un partid vocal în ultima perioadă, dar nu, în Parlament totul se reduce la voturi. Partidul este partidul AUR, care vrea să slujească românii, nu o persoană sau un lider. Trecând peste aspectul ăsta, vreau să vă spun că declarativ e foarte frumos că Parlamentul e suveran. Parlamentul e suveran în proporția de 70% coaliția de guvernare și restul opoziția. Deci decizia le aparține, n-are rost să ne ascundem în spatele declarațiilor acestea, care sună frumos, dar nu suntem un guvern de coaliție națională unde să tragem toți în aceeași direcție. Și să spunem mai mult pensiile, adică de unde luați bani? Toată lumea bănuiesc că vrea să mărească pensiile. Să știți că asta e o chestie populistă pe care, în mod realist vorbind, nu ai cum să o aduci în fața oamenilor, chiar atunci când te poți afla în fața unor alegeri anticipate și apoi să ți se întoarcă ca un bumerang această promisiune dacă ea nu e acoperită. Ceea ce pot eu să remarc și am spus domnului ministru la Comisia de Buget, ministrului Căciu, astăzi a fost că, din punctul meu de vedere, studiind bugetul alături de colegii mei, nu am observat o preocupare către reconstrucție și dezvoltarea acestei țări. Totul se duce tot pe anumite zone, știu și eu, de asistență socială, de lucruri din astea, n-aș vrea să folosesc cuvinte ca pomeni electorale și alte lucruri din astea eu, pe care ați văzut că le dau ei din când în când. Găsesc așa politicieni, și ia ce bine să mai dăm aici. Bun. Un leu.